pentru până se face rama, se toarnă pe capac și după aia se pune. Noroc că acolo a fost o ramă turnată. De-aia a spus că ei au avut un capac. Bine, el a zis că a avut un capac, dar el cu ramă turnată. Care a fost furat ulterior. Capacul mi-a confirmat verbal. Bine, e și o înregistrare. Da. E o înregistrare care am cu domnul Valentin. Care... Tu ne pricepi la înregistrare acum, asta faci. Nu, nu, nu. Eu vă spun ce, să contrazice pe o hârtie care a semnat. Bun, se poate. Și eu să zic o vorbă care după aia nu mai recunosc că a fost nervos. Păi nu, se contrazice două filme. Să fie rușine. Problema este că din punctul meu de vedere trebuie să fii despăgubit. Nu e nimeni obligat. Pentru că primăria nu se ocupă de capaci și canalizări. Cei care se ocupă și au un gestionare sunt cei de la apă canal. Ok, situația de față să înțeleg că trebuie să... Nu ai decât o șansă, instanța. Nu, te rog frumos. Nu, ascultă-mă. Nu este vrăjeală. Nu e vrăjeală. Ai luat până învăluire, m-am prins. Nu, se poate. Nu, luni nu sunt. Sau mâine dimineață, te rog frumos. Ai mai venit toată ziua. Dar acum vorbesc eu cu Marie, dar vino și cu chestiile alea. Că mi se pare absurd, după ce ești vinovat, mai faci și... Pe mine mă supără chestiunea asta, dar spun și eu câteodată mai agresiv. Păi stați așa, acum de ce vorbim? Eu totuși mă gândesc așa, zic, băi, minte-mă ceva frumos, dar nu exact. Ceva în hârtie. Exact, nu-ți bate joc. Adică... Nu, ceea ce ai scris și am văzut pe Facebook. Ai venit aici foarte bine, mi se pare că să afle opinia. Vreau să vă spun ceva. Doamne, cu care lucrăm. O chestie foarte interesantă. Nu știu dacă domnul... Mai sunt canalizări ca astea, domnul primar. Am mai pus fotografii, vă 10 locații. Dar nu pot pe la Orizont, pe la Bic, tot așa, de tablă. Nu pot să aduc toate. Lucrări de mântuială, Dorel. Nici Dorel nu le face. Problema este că următor. Să se analizeze mai bine de mi se profilă. Hai. Haideți că am găsit o... Problema este că... Dar la mine, primar. Un singur punct. Mi s-a spus în felul următor. Domnul Marin Valentin susținea că s-a furat. Ok, atunci, unde a dat curs unei cereri prin care capacele să fură și poliția o soluționează? Există o hârtie? Nu știu, mai simt. Nu, e mai greu. Știi ce se întâmplă cu capacele alea? Ar trebui ca cei care sunt la depozite sau la societățile care cumpără fierul vechi să uite la el, că vadă că e din fotă, să spună proveniența lui. De la îndecesc. Ești celege care e mărunte cu buletinul, de unde vine. Da. Ce trebuie? Nu-i mărunțește cu ciuma. Nu-i convine să ia fotă. Exact, că se declară de unde le iau, nu face nimeni. Doamne, dacă acele capace să fură. Nu găsim un sistem, un dispozitiv care să poată să se chinuie să-l răspate și cineva să-l vadă. Deci nu se poate. Astea sunt... Nu dacă o dă cu mură băiatul. Bun, ideea să trec. Nu, nu te duc peste domnul primar și iei pe aia judecat. Nu e nicio șansă. Când să vorbim mai domnul primar, ca să vorbim la mine. Mâine dimineață vă cam. Bine. Bine, vă mulțumesc. Să-l chem eu pe la doi dimineață. Chiar vă rog. Elena, te rog frumos, mâine la 9:30 să vină domnul Marin Valentin. Da, ok, mulțumesc.